Bine v-am găsit, dragi prieteni, la Piper pe Limbă. Sunt bucuros să vă intermediez întâlnirea cu un artist vizual pe care îl admir de ani buni. Îl admir atât ca om care lucrează nemijlocit, dar și ca teoretician. Este printre acei artiști care sunt conștienți de ceea ce fac. Un om care a studiat foarte mult artă și care mărturisește la un moment dat acest lucru. Sunt convins, spune el, că arta e cea mai reușită realizare umană la scară istorică. Această cea mai bună parte, prea puțin văzută, te învață să gândești în registrul excelenței. Relevă miracolele, cunoașterea și idealismul. În opinia mea, toate definitorii pentru existența umană. În 2007 am văzut doi pui de om, doi copii mici de tot și foarte colorat îmbrăcați, care se jucau între coloanele din piața San Marco din Veneția. A fost o scenă ca un miracol. Am găsit că acolo, pe pavimentul Veneției, oamenii se nasc generații peste generații în miezul artelor. Ce vreau să subliniez este că, în viitorul biblic profețit în Apocalipsa lui Ioan, omul nu este un damnat șters din cartea vieții, întrucât însă și istoria, supunându-se temporalității, există, ființează, așa cum înțelege artistul și filozoful. Iar ceea ce am văzut eu acolo relevă o alegere. Creația se stratifică în armonie cu timpurile, iar pictura, la fel, devine o realitate, o reală stratificare, o credință. E credința mea despre artă, spune artistul. Pentru asta, cred că măsura în care omul se îngrijește de artă se vede în peisaj. Poate fi magie și, la fel ca în revelația mea din Veneția, înnoirile sunt decisive și se opun ștergerii existenței. E o profesiune de credință a pictorului Ioan Augustin Pop. Salut, Augustin! Bine v-am găsit! Mă bucur să fi găsit lucrul ăsta și îmi spuneai că, într-adevăr, a fost ca o revelație această acțiune. Până la urmă, erau doi copii care se mișcau în piață, așa cum se întâmplă acolo extrem de des. Am văzut ani la rând, cât am fost în student, în facultate, în albumele din Rizzoli sau din Gallimard, arta, și nu mă gândeam vreodată că voi ajunge să o văd în realitate. Ei, când ajungi acolo, totul este impresionant. Dar, la un moment dat, scena asta este o scenă care te urmărește. Intri într-o realitate ca și cum ai fi într-un alt film. Păi, copiii aia erau inconștienți și noi toți suntem inconștienți despre faptul că aparținem unei istorii, dar că istoria este extrem de bogată în artă. Acolo se stratifică. Nu știu dacă lucrul ăsta se întâmplă, nu știu, viața noastră obișnuită. Eu am intrat acolo ca și cum aș fi ieșit din paginile albumului pe care l-am răsfoit în urmă cu 30 de ani. Tu ai nimerit la artă din întâmplare sau a fost o chestie de vocație pe care ți-a descoperit-o timpuriu din copilărie, din adolescență? Eu am pictat și am desenat înainte să vorbesc. Asta se întâmpla înainte de vârsta de 5 ani. În general, copiii fac asta, adică nu e o chestie excepțională. Excepțional e ca apoi să-ți dai seama că ăsta e harul tău, e vocația ta. Excepțional a fost faptul că la vârsta de dinainte de 5 ani am desenat cu o fidelitate extraordinară. De pildă, am făcut portretul lui Leni și lumea s-a mirat cât este de real, dintr-un ziar. Adică hiperrealist. Așa, și pe urmă, când am ajuns în facultate, nu mi-am dat seama cât este de mare și de profundă și de bogată lumea artei. E suficient, acum să spun, sunt 11.000 de ani consemnați în artă. Sunt mii și zeci de mii de profesii din artă. Noi când spunem artă vizuală, ne gândim mai degrabă la pictură. Or, hai să fim serioși, când intri în Veneția, acum sigur că nu spun despre o noutate, multă lume a mers în Veneția, acolo este artă stratificată secole peste secole. Acolo sute de generații au trăit. E ceva uimitor. Da, și e în același timp și un paradox. De exemplu, dacă mergi într-un an cum e anul ăsta în care e Bienala, vezi în același timp și artă contemporană, lucruri extrem de noi, iar când ieși în stradă, vezi palate de 500 de ani. Da. Da, este, cum am spus, e uimitor să realizezi că oamenii se nasc
generații, sute de ani în mijlocul artei. Știi, pentru mine arta este mai mult decât aerul, decât respirația. Și să te trezești la un moment dat că trăiești într-un loc în care lumea face artă. Pe de altă parte, vreau să te întreb un lucru, pentru că ești și profesor universitar, ești coordonator de doctorate și bănuiesc că întrebarea asta ți-ai pus-o sau ți-au pus-o și studenții. Astăzi, orice poate fi artă. O știm prea bine, dacă tu pui mâna pe un obiect și îl declari artă, iar cineva care poate să fie critic, dar nu neapărat, spune că e adevărat, spui, domnule, un obiect de artă. Ce mai înseamnă chiciu, Augustin? Mai există chici astăzi? O, da, și va continua mult timp să fie. Și până una alta, haideți să ne înțelegem, să nu exagerăm. Nu orice poate să fie artă. Se întâmplă foarte multe lucruri. O banană legată de perete cu scoci. Aia, da, acela a fost un pisoar expus într-o expoziție. Da, deja sunt... Ia uite, așa a început arta modernă. Cu acel pisoar al lui Duchamp. Au început în primul rând minunele de avantgarde, care au venit să răstoarne, de fapt, foarte multe idei legate de artă sau de creație artistică. Nu cred că orice poate să fie artă și cădem în capcana unor gesturi create de cineva care, într-adevăr, au avut o viziune revolută. Asta este altceva, dar dacă o luăm în sensul ăsta și riscăm să ajungem să banalizăm, nu poate să fie artă, dimpotrivă. Ei, uite, aici e un răspuns. Crezând că facem artă, producem chici. Da, despre chici subiectul este mult mai larg. Chiciul nu s-a născut în artă. Chiciul s-a născut în societate. Realitatea cotidiană este cea care produce chiciul. În primul rând, bun că până că în cele din urmă chiciul a ajuns în casa oamenilor sub formă de, într-o percepție greșită că introduce artă, asta este un lucru grav și aici trebuie să intervenim prin ceea ce spunem. Nu este artă ceea ce duce acasă. Se întâmplă la foarte puțin ca să spună că, uite, duc un obiect de artă în casă. E greu. Nu, casa este alcătuită din altceva. Mai degrabă din bucătărie. Și da și nu, uite, citeam o mărturisire a unui artist important și o să-mi amintesc exact cum îl cheamă, întrebat de un ziarist cum de-au ajuns lucrările de artă să coste milioane de euro, mai ales artă contemporană. Și artistul respectiv avea un următorul răspuns. Spune, după ce am un acoperiș deasupra capului, după ce am ce pune pe masă, după ce am căldură în casă, pe ce să dau banii dacă nu pe frumusețe? Și asta era explicația lui și mi se pare foarte interesantă a acestor prețuri enorme ale unor obiecte care înseamnă o pânză. Până la urmă, 60 pe 60, vezi că dacă este semnată de cutare, da, s-a vândut cu 20 de milioane. S-a vândut acum un Klimt la 60 de milioane, mi se pare, la Viena. Ia uite, 60 de milioane de euro. Atâta timp cât obiectul ăla este purtătorul unei spiritualități dintr-un timp istoric, este normal ca să fie așa ceva. Asta este pe de o parte. Nu orice poate să fie Klimt sau orice să aibă, să coste milioane. Totuși, valorile au costurile lor, pentru că acolo în valorile acelea sunt integrate viața și o lume din pe care a trăit-o artistul. Lucrurile sunt puțin mai nuanțate, sunt mai complexe. Așa, pe de altă parte, vorbim acum despre cifrele astea, care și ele își au rostul. Noi, în ce epocă trăim? E bine, e vorba despre antreprenorialism, despre antreprenoriat. Sunt în cele din urmă la întrebarea ce urmează după postmodernism. Păi au fost foarte multe răspunsuri. Monumentalism, post-postmodernism și așa mai departe. Da, deci unul dintre răspunsuri este, domnule, realitatea este actuală, este totuși dominată de antreprenoriat. Aici este... Inclusiv realitatea culturală. Păi, la artă. Eu despre artă vorbesc. E vorba despre afacerile cu artă. Și atunci, sigur că lucrurile astea se ridică. Noi trăim într-o epocă pe care încă n-am înțeles-o suficient de mult, pentru că arta o vedem dintr-o perspectivă, să zic eu, misterioasă.
este mistic. E altceva. Și este. Adevăr, e altceva. Ori, realitatea este totuși alta, adică există o concurență și o investiție masivă în artă. Și sigur că acolo, în jurul artei, trăiesc mulți în actul acela al vânzării. Nu este doar artistul și cel care licitează. Bun. Este o instituție imensă. E adevărat, dar până să ajungi să ai anumite cote, trebuie să fii certificat. Există câteva etape pe care trebuie să le parcurgi. Înainte, acum 30 de ani, 40 de ani, o perioadă pe care ai trăit-o, exista, să spunem, instanța supremă care era criticul de artă. Criticul era cel care valida, sau critici erau cei care validau un artist, vernisându-i expoziția, scriind despre el, 1, 2, 3, 10. Dacă 10 critici spuneau, domnule, stai foarte bun, cota ta urca. Instituția criticului a dispărut. Nu, n-a dispărut. Uite-te, sunt vernisaje mute. Majoritatea vernisajelor sunt mute. Se deschide expoziția, nu spune nimeni nimic decât în cel mai bun caz artist spune mulțumesc că ați venit. Revistele culturale au tot mai puțin spațiu pentru critica de artă. Revistele literare încă mai au pentru critica literară, dar cele... Există într-adevăr revista Arta, mai există Propaganda, sunt câteva, dar sunt foarte puține. Și instituția criticului, nu doar în arte vizuale, nu doar în literatură, este dispar. Minusul pe care îl avem noi, dar haideți să vedem un vernisaj într-un eveniment important din Paris, să mergem la Vuitton, să mergem la Grand Palais și să vedem acolo, pentru că în fiecare expoziție este o librărie care conține zeci și sute de cărți referitor la acel eveniment. Deci, criticul de artă este o instituție care nu se diminuează, nu se șterge. Da, apariția lui publică, uite, e nișată. Înainte, un eveniment, un vernisaj e o manifestare publică, vine cine vrea, îl auzi vorbind. Acum, repet, și ce spui tu e și nu-i adevărat, pentru că vernisajele mute, de acolo vin, din Occident, acolo a dispărut. Iar noi am mimat și am spus, domnule, nu se mai face vernisaj în care îi vorbește cineva, se bea un par de șampane, ne uităm și artistul, dacă știe, îți explică despre ce e vorba. Pentru că asta vreau să te întreb acum. Tu ești un foarte bun teoretician și ești, printre altele, și teoreticianul propriilor lucrări. Tu ai scris foarte mult despre ceea ce faci, ai două doctorate în artă, un om care a fost interesat nu doar de, repet... Eu nu sunt un teoretician, vreau să înțeleg. Dar ai nevoie de acest corp critic, care nu se rezumă doar la criticul de artă. Sunt o mulțime de alți profesioniști, mediatori, istorici. Dacă ne lipsește ceva, este istoricul. Și criticul de artă, din nefericire, dacă este înlocuit de alți profesioniști decât aceia care sunt de meserie, atunci riscăm să spunem că da, uite, ne lipsește criticul de artă. Criticul de artă este absolut cheie, este esențial, este unul din zecile de profesioniști care lucrează în jurul unui eveniment. Adică un eveniment este alcătuit dintr-un corpus de foarte mulți profesioniști. Sigur, la fel și textele. Păi, noi vorbim acum doar despre revista Arta, dar cum am spus, haideți să mergem la deschiderea unui eveniment afară și vom vedea că sunt zeci de lucrări sau de albume, de cărți, de cataloge în jurul acelei expoziții. Eu nu cred că putem spune că dispare. Dispare undeva mai în zona asta a turismului. Să nu le confundăm. Turismul cu eveniment. Pentru că ce se întâmplă? Un eveniment consacră. Ei, consacrarea acelui eveniment nu constă într-un pahar de șampanie. El se consacră prin o mulțime de profesioniști de excelentă calitate. Care înscenează întreaga expoziție. Vorbesc cu un pictor acum și pare că tu pictezi cu mare ușurință, pentru că am văzut de-a lungul timpului o mulțime de lucrări, ai avut o mulțime de expoziții, sute de tablouri. E ușor? Ești un om care pictează ușor? Dacă da, cum te inspiri? Ce pornește? Ce te face să pornești? Care e motorul? Și vreau să și vedem... Eu nici nu știu dacă sunt pictor. Iubesc foarte mult tot ceea ce intră în zona artelor vizuale. Uneori pictura merge către obiect, din obiect se poate și naște pictura. De unde se naște? Exact de pe unde merg.
De pildă, pe hubloul avionului văd suprafețe extrem de interesante și văd în egală măsură un peisaj aerian și văd și suprafața terestră. Eu când merg acolo mă gândesc unde este granița, pentru că nu văd granița. Asta este o realitate. Altă realitate, mă uit că zidurile până la urmă tot sunt cu urmele, au urmele lăsate de oameni, în care intră tot felul de slogane. Peisajul electoral, plin cu slogane, ele fac parte din ceea ce trăim, din realitatea imediată. Eu nu sunt un artist realist, ci sunt un artist care se gândește la om, la întâmplările lui. Uite că am trecut prin pandemie. Asta este iarăși o realitate teribilă, pentru că pandemia pentru mine a fost, și cred că pentru majoritatea, a fost doar o mediatizare. Adică am trăit cu televizorul în brațe, am dormit cu televizorul și în pandemie ce am văzut? Figurile politice și diferitele scene. Da, am mai văzut și strada pustiită de condiția umană și am zis, uite-te, în sfârșit văd cum arată un peisaj post-apocaliptic. E adevărat, da. Am avut și deci, o senzație asta, deci, trecând prin oraș și nu era să mergi, mi se pare că a fost și o experiență formidabilă. Deci de unde? Uite-te din întâmplările astea, din realitățile pe care... Și toate realitățile sunt despre existența umană. Da, la un moment dat... Tu ai fost propriul subiect, ai un ciclu de lucrări care au fost expuse la Muzeul din Craiova, care se cheamă Autoportret Colectiv și poate și vedem lucrările și mărturisești la un moment dat, chiar într-unul dintre textele ce însoțesc acest album, Bilingv, care a fost lansat odată cu deschiderea expoziției la Craiova, ar fi să și vedem câteva lucrări. Autoportretul păstrează o aură mitologică, o întâmplare catoptrică, primordială. Nu știu ce înseamnă catoptrică. O să-mi spui tu. Oglindirea având un rol și prim pas inițiativ făcut de om spre conștiința de sine. Peste timp, reveria a fost transpusă în materie picturală. În al doilea rând, motivul colectiv creează familia, colectivitate, colectivism, spațiul și cultura societală, reproducând unele remanențe atavice. Da, aici este și povestea nașterii portretului, dar și mitologia. Pentru că înainte de a realiza portretul, înainte de primul portret sau autoportret, a fost oglindirea. A fost această întâmplare, îi spunem noi, catoptrică, pentru că oglinda creează foarte... are o istorie teribil de lungă. Începe în mitologie și găsim oglindirea inclusiv în stațiile din spațiul extraterestru. Oglinda a fost folosită în războaiele vechi, în războaiele în Grecia antică. Cu oglinda s-au aprins vasele dușmanului. Deci, adevărat, în antichitate sigur că, da. Foloseau antichitatea, ca pe... da. Deci primul autoportret este cel pe care nu-l vedem, respectiv, care nu-l vedem rămas. Dar autoportretul începe în primul rând în portretul văzut în oglindă. În care oglindă? În oglinda apei. Deci de chiar acolo. Acum curg câteva așa, imagini. În momentul de față, eu vorbesc despre figura mea, deși și ea este acolo, și încerc să văd un autoportret al istoriei timpului prezent și asta înseamnă o realitatea colectivă. Eu aparțin unei acestui autoportret colectiv pe care se vrea cumva neutru de realizarea mea. Adică mergem pe stradă. Uite-te, pe stradă vezi fie că vezi mulțimea în meeting sau știu în diferite evenimente în care vezi mulțimea, pe asta este de fapt un portret colectiv. Ei, am zis nu. Eu zic că asta este autoportretul timpului meu,
Pentru că la asta m-am referit. Fie că e vorba, sigur că acolo am făcut grupaje cu, ia uite, cu liderii principali de pe Mapamund și sigur i-am spus, uite, ei stau într-o sală de așteptare ca să fie eliberați de sub normele chiar pandemice. Acum, chiar Brejnev apare la un moment dat și e sala asta de la Craiova. Pentru tine Craiova a fost o descoperire. Ești un om care a făcut naveta între Cluj, Oradea, Timișoara, ai făcut facultatea la Cluj, trăiești în Oradea, ai predat și predai la Timișoara. E bine, ai avut la un moment dat o revelație odată cu expoziția pe care ai avut-o la Muzeul Național de Artă din Craiova. Am descoperit în primul rând Palatul Jean Mihail. Am descoperit grija localnicilor, a craiovenilor pentru păstrarea acestui, așa, pe urmă, acestui palat splendid. Pe urmă, am descoperit că acest colectiv din muzeu a avut un proiect care a durat 10 ani, care s-a ocupat cu arta celor vii, arta contemporană. Adică noi vorbim așa prea mult despre arta contemporană și nu o prea vedem, decât așa, în cazuri extrem de rare, atunci, mă rog, într-un proiect sau... Ei, totuși, arta contemporană, în momentul când, dacă vrei să o găsești, o găsești în evenimentele teribil de importante din lume. Adică găsești arta contemporană în arta mondială, în arta internațională. Și este cu totul diferit față de ceea ce... Noi avem foarte multe expoziții, dar oare ne punem întrebarea în ce măsură ele vor rămâne, așa cum spunem noi, arta contemporană? Nu știm. În schimb, evenimentele mari... E greu de spus ce marchează, care dintre artiștii care sunt astăzi pe simeze rămân în istorie. Complicat asta, n-ai cum să faci. Eu cred că putem spune în funcție de puterea de capacitare a unui eveniment. Evenimentele sunt cele care creează artistul. Evenimentele, instituțiile creează artistul. Și mai puțin opera. Acolo... Atunci nu... Adică degeaba, nu știu, degeaba arunci cu petarde la un eveniment dacă în spatele acelui eveniment vezi un artist subțire, care nu stă. Da, poți să-ți atragă atenția. Acum fie vorba între noi, evenimentele importante, puternice, aduc artiști pe măsură. Tu zici că există o corelare între forța de exprimare vizuală a unui artist și ceea ce se construiește. Evenimentul se și consacră datorită operei și datorită artistului. Eu ce vreau să zic? Vreau ca să fac o distinție între producătorul de obiecte estetice și artistul, pentru că artistul este cel care consacră. Și în afara marilor evenimente, nu putem să vorbim foarte mult, decât mergem și ne simțim foarte bine la un vernisaj, la vernisajul acelor confrați, să le zicem, artiști, dar totuși artistul îl găsești. Să știi că îl găsești, îl identifici cu nume și cu operă, îl identifici în evenimentele importante, în muzeele importante. Uite, fundații. Tu ai expus la un moment dat, scuze, m-ai expus nu doar la Craiova, ai expus la București și nu într-un spațiu, ai expus și în Muzeul de Artă Contemporană, dar ai expus și la Muzeul Național al Literaturii Române. Există un ciclu de lucrări care a fost acolo și pe care îi rog pe colegii mei să-l arate. De ce ai ales Muzeul Literaturii Române? Păi, ce se întâmplă? Ne alegem. Mm-hmm. Deci, artistul își alege, dar în egală măsură este ales. Nu putem să vorbim despre întâmplări. Aici sunt lucruri care se aleg și intri într-un calendar care te respectă și tu ai respectat de la început. Deci nu putem să vorbim despre lucruri cu totul și cu totul accidentale sau întâmplătoare. Nu, e printr-un program. Asta. E și asta e cumva și relația pe care o ai tu cu literatura? A contat în alegerea acestui spațiu faptul că ești un om care citește, nu doar scrie, ești un om care are prieteni în zona literaturii, faptul că, iată, Muzeul Literaturii din București are niște simeze foarte generoase. Chiar acum lucrările tale se văd pe acele simeze. A fost iarăși o descoperire pentru mine, Muzeul Literaturii. M-a bucurat foarte mult că
spațiile acelea și felul în care au fost prezentate de, și felul în care sunt întreținute. Este o bucurie ca să intri în muzee așa de frumoase. Sunt muzee în care sunt frumoase, în primul rând, că sunt foarte respectate de cei care le vizitează, pentru că au un prestigiu. Instituția foarte, este un lucru despre care nu am discutat, dar este un lucru care ar trebui să-l discutăm. În egală măsură, instituția publică, precum și antreprenoriatul. Sunt două lucruri foarte importante. Artistul nu se poate naște din nimic stând acasă, într-o izolare, fie că e vorba de pandemie sau pur și simplu izolare. Trăim într-o societate plină cu vitamină și deosebit de activă. Asta este o realitate despre care nu am fi putut vorbi înainte, în urmă cu 30 de ani. Hai să te citesc, spui așa: creația mare se realizează cu cifre financiare mari, nu cu mărunțișul rezervat de artist din leafă. Da, e o realitate. Și majoritatea artiștilor, cel puțin cei pe care îi cunosc eu, au câte un job unde se duc frumos cel puțin 8 ore, iar dacă apucă să lucreze, o fac noaptea, târziu, sau un weekend, sau un concediu. Cam asta e. Și să știi că în literatură, cel puțin majoritatea scriitorilor scriu în timpul liber sau și-au concediu o lună de zile și scriu cartea. Și tu ai fost profesor, n-ai stat doar, nu ți-ai asumat de riscul, și sunt puțini artiști care și-au asumat de riscul doar de a trăi din vânzarea lucrărilor. Dar noi totuși trăim într-o societate foarte diferită încă. În artistul din România totuși este separat de artistul important din lume. Adică niciodată nu m-am gândit că voi face artă pe care să o vând vecinei vecinului sau două străzi mai departe. Arta adevărată este făcută să fie pusă în circulație și circulația totuși să nu fie foarte scurtă, adică după cum și galeria nu poate să fie o galerie făcută pentru orașul în care trăiești. Dacă nu ești într-un circuit internațional, este inutil să spun că faci artă. Iar pentru ca să ajungi ca arta ta să intre în acel circuit internațional, ai nevoie de profesioniști excelenți, atât în antreprenoriat, cât și în instituțiile publice. Deci ele sunt cele care consacră în timp ce se consacră pe sine. Deci ai nevoie de așa ceva. Asta e ideea lui Augustin, dar să nu uităm, există artiști locali, artiști regionali, artiști naționali și artiști internaționali. Eu știu doar... Orice domeniu cultural are nevoie de staturile astea. Nu poți să lucrezi doar cu vârfuri. Asta e. E adevărat că ce spui tu e ideal și probabil că e și dorința pe care o ai și mi se pare foarte firească. Iartă-mă, eu știu doar despre artiști. Și nu știu care sunt astea. Faptul că dintr-un loc necunoscut se naște, asta e cu totul altceva. Dar el nu se naște stând acolo în anonimat. Nu se naște dintr-un spațiu anonim. Spațiul, dacă este anonim, și el, dacă este anonim și se ridică la nivelul circuitului artistic, din acel moment spațiul acela nu mai este anonim. Haideți să nu mai vorbim despre artiști locali, pentru că mergem la vernisaje, dar mergem pentru că socializăm și pentru că te gândești cine știe dacă nu de aici apare ceva. Împărțirile astea sunt destul de interesante. Cred că ar trebui făcut un studiu de antropologie artistică. Unul dintre ciclurile tale picturale se cheamă Materia. E un ciclu și o să și vedem câteva lucrări din zona asta. Ce înseamnă materia? E un cuvânt atât de generos, atât de lax în același timp. Totul e materie. Da, de fapt este materie și materiale. E foarte interesant ca să te gândești că tu, în momentul când lucrezi cu produse obișnuite, cu plastic, cu spray, cu hârtie, sau, știi, vezi, aici deja se și, dacă le enumerăm astea, deja începem să gândim în spiritul materiei, care
ne lasă, dacă suntem capabili, să o modelăm. Știi, subiectul în sine este unul care ridică întrebări și asupra produsului final. Acum, dacă sunt greșit înțeles, vor spune cei care ne văd. Bun, deci, haide, iau ce găsesc la îndemână și fac. Ei, asta este într-adevăr, dacă tu ai intrat în spiritul materiei, al produsului acela cu care faci, al diferitelor materiale, dacă ai intrat în el și le poți modela, le poți modela pentru că ele sunt în tine modelate. Aș vrea să vedem, îi rog pe colegi să dea imagini cu ciclul 3 materia, pentru că pe tine te-a inspirat și te-a inspirat foarte mult zona industrială. Peisajul industrial a fost la un moment dat pentru tine un lucru ieșit cumva din comun și l-ai transformat în niște lucrări foarte puternice și chiar acum merg pe televizor, ca să spun așa, ce tablourile tale. E foarte interesant, știi, noi suntem purtătorii unei istoriei, adică am ajuns la o vârstă, nu foarte înaintată, dar poți să spui că ai trecut prin niște etape istorice. Ei, în momentul când tu ai lucrat, ai contribuit, ai fost în câmpul muncii când s-au construit fabrici, ei, și acum vezi cum fabricile acelea au ajuns să ajungă să fie implodate, vezi că deja ai parcurs o istorie. Ei, asta deja este o chestiune care a intrat. Știi? Tu ești reactiv, tu ești un artist reactiv, reactiv social, reactiv politic. Și nu toți sunt la fel. Unii stau în turnul lor de fildeș. Dar deja este, deja fabrica aceea face parte din biografia ta. Dar practic este o istorie. Vezi că se construiește, tu lucrezi ca și muncitor și peste 30 de ani sau 40 de ani, acea fabrică dispare. Ei, asta deja este o istorie care merită. E foarte interesant și nu spun că este determinată de cauze sociale și politice. El este determinată, dar mie mi se pare fenomenul. Faptul cum, așa cum m-am mirat văzând niște copii jucându-se între coloanele din piața San Marco, am văzut încă un lucru. Am intrat în fabrică, am văzut când s-au pus pilonii fabricii și am văzut când a fost implodată. Asta este deja, uite-te ce poate să facă mintea omului cu materia însăși. Deci, da, mintea omului a ajuns să fie concurată de inteligența artificială. Am văzut toată mărturisirea unui fotograf, mărturisire, să spun așa, documentată. El a postat câteva fotografii făcute de inteligență artificială și spunea, recunosc, sunt mai bune și mai tari decât ceea ce am făcut eu, care mă trezesc dimineața la 3, ca la 5 să fiu într-un loc să prind anumită lumină. Ei bine, inteligența artificială ne bate în materie de fotografie. Ce se va întâmpla în zona de artă? Ți-e teamă de acest computer care poate să genereze imagini mai tari decât le poți face tu, mai interesante, mai spectaculoase, mai... Acel computer care este instrumentul cu care lucrezi tu. Deci tu ești autorul și nu computerul. Deci nu cred că trebuie să mergem cu atât de departe, cu... până la urmă ficționalizăm. Nu cred că poate să se... ca omul poate să producă un instrument care să-l depășească pe sine. Nu, instrumentul acela este creația ta. Și să nu ne imaginăm că suntem într-un film în care, uite, aici vezi fotograful, dincolo vezi robotul care face fotografii și că fotograful pică pe locul 2. Asta nu poți să-i dai niște comenzi, da. Există programe cărora le dai comenzi, spui vreau o lucrare de 40x60, vreau să fie peisaj industrial, vreau să aibă mov, negru, roșu, vreau să fie dramatic, vreau să aibă și un personaj în dreapta, iar programul acela se construiește acel tablou. Și poate itera tot felul de alte amănunte pe care le dai tu. Din comenzi vocale există lucrurile astea. Asta este, ce să zic eu, noi gândim experimental, dar eu spun ceva. Haide să vedem odată. Noi vorbim de dinainte să se întâmple. Sigur că mintea, și de fapt tot mintea creativă anticipează. Dar eu vreau să și văd odată. Vorbim despre inteligența artificială și uite-te că deocamdată
inteligența artificială este în stadiu de proiect de lege. Până când va ajunge odată încheiată legea asta, până când va intra în viața noastră inteligența artificială, până când vom putea să zicem, ah, de data asta m-a întrecut inteligența unui robot, nu cred. Nu crezi asta? Nu cred, nu cred. Adică... Tu oricum ai remedii și chiar unul dintre ciclurile tale se cheamă exact așa, remedii, și rog pe colegi să-l difuzeze. Ce-ar însemna aceste remedii, Augustin? Pentru ce remedii? Împotriva ce remedii? Știi că a intrat pe la începutul anilor 90 în România o temere că gata, a murit arta, moare pictura. Eu ce fac? Remediile sunt așa, niște bandaje pentru propria noastră minte pe care o ia, care o ia adeseori anapoda înainte să se întâmple niște lucruri. Ei, îți dai seama că după ce apare o idee și este susținută puternic, Marte a murit, e o perspectivă escatologică, e adevărat, dar lucrul ăsta are un sens filosofic și nu practic. A murit pictura. După apariția fotografiei s-a spus asta, că va muri pictura. Hai să vedem oarecum a murit pictura. Mergi în afară, de pildă am fost în Mamco, am descoperit un pictor extraordinar, foarte actual, foarte prezent. O pictură cum n-am mai văzut până atunci. În Mamco, un muzeu superb, l-am găsit pe Lorca, așa se numește artistul catalunez, Lorca. Și ce găsește în el? Nu că a murit pictura, vezi că se dezvoltă absolut impresionant. Nu poți să crezi că nimic nu se poate. Atâta vreme cât umanitatea rămâne în normele existenței, haide să nu ne grăbim nici cu inteligența artificială, nici cu dispariția picturii. Nu, lucrurile astea continuă, numai că de fiecare dată când apare câte o minune între astea care te sperie, se dezvoltă și mai puternic decât a fost înainte. Deci ăsta ar fi și un remediu, da. Se dezvoltă în alte, la nivel mult mai mare. Frica naște acțiune. Hai să prezint câteva cărți și am să încep cu o carte celebră în literatura română, Infernala Comedie, ediția a treia, carte de poeme a lui Emil Brumaru, a apărut la Polirom, cu ilustrații de Felix Aftene. Uite, un artist vizual minunat, care are relații foarte bune cu lumea literaturii. Felix, nu pot să o deschid pentru că e o carte adresată celor de peste 18 ani, dar nu uitați, Emil Brumaru, prima ediție a acestei cărți a apărut la editura Brumar în Timișoara. Tot la Polirom, în colecția Ego Proză, un excelent prozator, o carte de povestiri minunată, Picioare de Lotus, Bogdan Răileanu, țineți-l minte și dacă vreți să aveți de-a face cu o literatură densă, intensă, spectaculoasă, Bogdan Răileanu vă furnizează această literatură. Alda Merini la Humanitas în Biblioteca Italiană, Sunetul Umbrei. În două, e bilingvă, are și varianta italiană. Traducerea aparține Smarandei Bratu Elian, ediția este îngrijită de Dana Barangea, o poetă fabuloasă, n-am cunoscut-o, care a avut o viață absolut îngrozitoare, a fost internată de mai multe ori la psihiatrie pentru că avea căderi psihice, a trecut prin iad, povestește despre lucrul ăsta într-un jurnal terifiant, e un apendice al acestei cărți, dar dincolo de asta rămâne o poetă pe care vă invit să o descoperiți. În colecția Anansi Classic de la Pandora M, Agota Christoph, Trilogia Gemenilor, traducere de Tristana Ir, o carte care a luat o mulțime de premii, e o autoare născută în Ungaria, care s-a mutat în Elveția. Sunt trei romane aici, strânse între cele două coperte, o să descoperiți chiar o scriitoare formidabilă. Roman finalist al premiului Strega din Italia, Eu rămân aici, la Litera, în colecția Folio, Marco Balzano, mai sunt 5 minute, aflu. Elena Bănică, traducere din limba italiană. Scurtă istoria Franței, la Litera, Jeremy Black, de la Clovis I la Emmanuel Macron. Iată, în
300 de pagini, nici în 300 de pagini, istoria unei țări care a însemnat și înseamnă enorm pentru cultură este condensată de se poate. Un autor care a luat premiul Pulitzer, unul dintre cele mai importante premii care se acordă în Statele Unite, Paul Harding, Un alt Eden. Și romanul este finalist al Booker și la National Book Award, tot la Litera, în colecția Folio, traducerea, pentru că traducătorii fac lucruri minunate, Bogdan Perdivară, traducerea din engleză, și o carte care cunoaște o ediție nouă în traducerea Marieve Ionescu, Noaptea de foc, Eric Emanuel Schmidt. E o carte revelatoare pentru că acest om, care acum e celebru, a început ca actor, e unul dintre scriitorii francezi cu mare notorietate, are o relație foarte bună cu România, vine constant. La 28 de ani, acum având peste 60, a mers în deșert și s-a rătăcit. Și a trăit o noapte în care a avut o revelație și povestește despre această noapte de foc și despre această revelație care i-a schimbat pur și simplu viața. Nu o să vă spun despre ce fel de revelație vorba, în schimb vă invit să citiți, repet, Marieva Ionescu a făcut traducerea. Și am aici albumul care a însoțit expoziția ta, Augustin, Autoportret Colectiv. Am văzut câteva lucrări, sunt detalii în acest album. Ne îndreptăm spre finalul emisiunii, ești timișorean prin adopție, predai la Timișoara, ai învățat o mulțime de studenți să devină artiști. Ce înseamnă pentru tine Timișoara post-capitală culturală? Suntem deja în 2024, anul trecut a fost un an grandios pentru orașul nostru, s-ar fi trebuit să fie, nu dau seama încă. Cum simți tu că impulsionează acel eveniment în care Timișoara a contat enorm în harta culturală? Cât de mult a investit evenimentul în viitorul, în viața profesională? Cred că răspunsurile sunt, le vom vedea pe parcurs. Nu știu, știu doar că evenimentele astea importante, zic eu, ar trebui ca să dinamizeze societatea. De obicei, politicile Uniunii Europene, instituție numită Capitala Europeană, sunt făcute cu scopul de a deschide orașul către exterior, de a crea turismul, de a deschide locuri de muncă, de a reconstrui orașe, a reconstrui clădirile vechi. Deci eu sunt încă în așteptare, pentru că a fost foarte intens mediatizat, deschideai radio, televizorul, peste tot exista un singur oraș în România. Iar tu, ca orădean, erai puțin frustrat, a trebuit să spun lucrul ăsta. Nu am niciun fel de frustrare, pentru că eu am trăit în egală măsură în trei orașe. Deci pe mine asta nu... Dimpotrivă, mie îmi place foarte mult să văd, să trăiesc. Ești un avetist existențial, așa îți spuneai la un moment dat. Da, păi este într-adevăr, naveta mea este o navetă de viață. Nu sunt un personaj care să trăiască într-un singur colectiv, iată, mă reîntorc. Îmi place să văd schimbările, să văd mentalitățile locale și, și ce diferite sunt mentalitățile de la oraș la oraș, sunt formidabile, sau de la o regiune la alta, sunt extraordinare. Asta este ceea ce e de văzut. Îți mulțumesc că în naveta asta pe care ai făcut o stație la Piper pe limbă. Suntem gata cu emisiunea. Îți mulțumesc că dialogul nostru argumentează ceea ce știam, dincolo că ești un pictor de primă mână, ești un teoretician minunat și un om care încearcă să înțeleagă. De fapt, asta spune. Nici pictor, nici teoretician. Sunt doar un om care încearcă să înțeleagă ceva din viața pe care o trăiește și din lucrurile prin care umblă. Și sigur că întâmplarea face să-mi explic, asta nu înseamnă neapărat că fac teorie, și câteodată să surprind câte un cadru, câte o imagine. Asta nu înseamnă neapărat că sunt pictor sau doar pictor. Ioan Augustin Pop, îți mulțumesc foarte mult, mulțumesc, dragi prieteni, căutați lucrările lui Ioan Augustin Pop, le găsiți și pe internet, aflați când are câte o expoziție, pentru că e un om care se mișcă, e la Craiova, e la Oradea, la Cluj, la Timișoara, la București, în afara țării. Faceți-vă timp pentru dumneavoastră, faceți-vă timp pentru a vedea artă vizuală, pentru a citi, pentru că sunt lucruri care încearcă să ne convingă că merităm această viață atât de frumoasă. Ne vedem data viitoare, până atunci, numai bine!